În timp ce era cu animalele la câmp în zona gropii de gunoi a orașului, un cioban a făcut o descoperire mai puțin obișnuită. A găsit un om spânzurat. A alertat autoritățile, care au sosit la fața locului și au preluat trupul fără viață al polițistului sinucigaș. Iubirea pentru fosta soție l-a făcut pe Cătălin să își încheie socoteala cu viața. "Nu am știut ce să mai fac," a spus acesta în biletul de adio găsit în casă chiar de tatăl său. "Nu știam ce să mă fac. Cel care l-a descoperit povestește cu groază momentul în care l-a găsit pe acesta spânzurat. Ați încercat să-l desfaceți? Nu, am pus mâna, nu m-am apropiat, am sunat la 112. E prima dată când vedeți așa? E prima dată care știți că e polițist? Nu știam. E la înălțime? Cum e acolo? Cam un metru de la pământ. Ce să zic altceva? S-a sunat repede la poliție. Am sunat la poliție și... Era să-mi trecere. Da, da, da. Aveați animalele acolo? Am animale, da, da. Am fost la apă și le-am coborât de la apă. Dar pe el îl mai văzuseră spații vreodată? Nu, nu, nu l-am văzut niciodată pe dumnealui. Vecinii spun că au observat că polițistul era trist. Aceștia afirmă că omul legii își schimbase comportamentul în ultima perioadă. A ieșit singur, mi-a dat sărmâna, foarte trist. A intrat în mașina lui și a plecat. Și atunci auzei aseară, de care veneam de la altă problemă care e în familia noastră, zice. Dar certul, și nu mi-a venit să cred. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru a coborî cadavrul bărbatului din copac. Am intervenit pentru coborârea unei persoane spânzurate dintr-un copac de la circa 3 metri înălțime. Am intervenit cu accesoriile din dotarea autospecialei pentru tăiarea și coborârea acestuia din copac. Trupul neînsuflețit al polițistului a fost preluat de Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Acesta își sărbătorise în urmă cu 3 zile ziua de naștere. Acum mesajele de felicitări sunt completate de mesaje de condoleanțe pe pagina de socializare a bărbatului. Să-l ierte Dumnezeu pe prietenul meu drag. Acum 3 zile îl sunam să-i urez la mulți ani, iar acum nu cred că nu mai este. I-au scris prietenii.